azi este ziua mea. An de an a fost așa, toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți am adunat, într-un sac i-am aruncat și pe apariul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Azi petrecerea mea, mâine-i ziua altuia. Dragi prieteni, bună seara! Astăzi ne aflăm în satul Șărăuți. Venim cu o surpriză pentru cel mai scump soț. Pentru Ruslan Cocmăriuc, astăzi sărbătorește 44 de ani. Surpriză și felicitări vine cu mult drag din partea soției Aliona și din partea lui Ianic și Cristina. Cele mai sincere felicitări, la mulți ani, sănătate și o seară plăcută. În continuare! Domnul Ruslan, în această seară frumoasă, în această sărbătoare minunată, am venit la dumneavoastră cu o mică surpriză. Cineva care vă iubește foarte mult a hotărât să facă această seară încă mai veselă, încă mai plăcută. Și desigur avem o întrebare. Cum credeți? Din partea cui vine surpriza? Ai, da. Chiar? Foarte corect! Aplauze din partea soției! Și avem încă niște cadouri pentru dumneavoastră. Haideți să aplaudăm și avem încă o surpriză tot frumoasă pentru dumneavoastră. Tot din partea scumpei soțioare. Și desigur avem și un mesaj de felicitare scris tot special pentru dumneavoastră. Dragul meu, cel mai iubit soț, la mulți ani. Astăzi sărbătorim ziua în care ai venit pe lume și ai dus atât de multe fericire în viața mea. Ești sufletul meu, pereche și cel mai bun prieten. Îți doresc o zi plină de surprize frumoase și bucurii nemărginite. Să ai parte de sănătate, succes și multe momente de neuitat. Fie ca toate dorințele tale să devină realitate și să ai parte de un an minunat. Sunt recunoscătoare pentru fiecare moment petrecut împreună. Te iubesc de toată inima și îți mulțumesc pentru tot ce faci. Mă sincer, la mulți ani din partea soției Aliona Unamar și din partea lui Ianic și Cristina, adus alături de aceste cuvintele vreo dumneavoastră. Sănătate, fericire, prosperitate și numai bine în casa dumneavoastră alături de prieteni cei mai buni. Pentru cel mai bun, pentru cel mai iubit, cel mai grijuliu, cel mai frumos sus din toată lumea, pentru dumneavoastră, din partea soției, să vreți mulți ani fericiți!
vorba. Să-mi trece de strigă lângă mine acel bărbat ce mi-a furat pe viață inima. Nu știu în viața ce o să urmeze, dar ăla îmi doresc neapărat. Ne propus dorita scumărba, i-a avut cerul și pământul, i-a avut toate ce este sfânt, i-a avut dragostea și virul, i-a avut zâmbitul ce-ntrat, i-a avut stelele și dorul. Suntem femeia și bărbatul și crede-mă, înconjură-mă. Cu mine, nașul și cu mine.
pentru dispoziția dumneavoastră. Sunteți super de vesel, dar acum ca un pic, un pic, să vă odihneți. Astăzi, cum am înțeles, domnul Ruslan, la această zi frumoasă, această seară minunată, au venit cei mai frumoși, cei mai buni, cei mai dragi inimii dumneavoastră. Și desigur vrem să oferim și la fiecare câte un cuvânt de felicitare pentru dumneavoastră. Din toată inima, din tot sufletul, vă dorim un cuvânt, unul. Mulțumim! Multă dragoste! Ți-am omoșa, moșa, de inima dumneavoastră! Multă dragoste! Mulțumim! Spui tu ceva? Spui mai mulți ani! De la mulți ani. De la mulți ani. Mulțumim frumos! La mulți ani, cumnățelul! Așa. Mulțumim. La mulți ani fericiți! Sănătate! Sănătate. Mulțumim! Deci mai departe. La mulți ani și, sincer, mulți sănătate. Îmi cât mai mult la copii și soții. Mulțumim! Mă plăci, te rog frumos! Îmi doresc mult, mult sănătate, fericire și tu ți-ai găsit o femeie, o soție. Să aveți, să ai grijă de dânsa, cum e, are stimă de tine și tot așa de dânsa. Așa o problemă. Mulțumim mult, din suflet, mergem mai departe. Cu dumneavoastră. Să fii sănătos. Mulțumim. Spuneați și voi ceva? Mulțumim. Fericire. Așa, din suflet. Da? O mică timp. Fierul. Sinuța, vă doresc un cer senin, zâmbi pe buze și ca corabia voastră, vieții voastre, să putească limbi o ceară fericire. Mulți ani! Mulțumim mult din suflet! Mai departe, spui și tu ceva, hai! Sănătate! Mulțumim! Și sănătoși! Să fiți sănătoși și vă dorim o viață îndelungată împreună. Nașel, nașica, un sincer la mulți ani, dragoste, fericire și vreau să se îndeplinească, lucru ușor, fapte bune și mai ideea să-ți-l chemați pe domnul Moșel cu doamna Leona și o lea de populare, așa, hai nașul mai sus și cântăreață, la mulți ani! Mulțumim, noi cu mare drag venim! Și desigur venim la scumpă soție, poftim! Ruslan, la mulți ani, mult sănătate, fericire, noroc în viață! Știi că te așteaptă când te duci, când vii, știi că iubesc mult. Bravo! Aplauze încă o dată, cele mai frate, cele mai frumoase pentru omageatul nostru. Bună seara, la toată lumea. Badica, te cătesc cu două dumneavoastră, îți doresc mult sănătate, fericire, și toate cele bune. Și așa că la momentul de fapt, un singur prunc, cum s-a spus, nou născut, așa din partea mea o dorință, mă puțin și cu simțit la gură, mai mult, pentru soare că mă pe Aliona. Cât mai puțin, și din partea mea, vă rog frumos un cânt musical, are tata doi picioare. Are tata doi picioare. Și
Și pentru toți oaspeții care au venit astăzi la dumneavoastră, la această sărbătoare minunată. Poftim! În primul și în primul rând vreau să-i mulțumesc lui compania soției pentru tot cadoul ăsta și mi-a făcut. Aproape microfonul la gură! Da, mi-a făcut cadoul, dar de-o pare unde șleompa, de-o pare încălțuni, dar mâncat la șleompa, ți-mi-a făcut. Vreau să mulțumesc la toți oaspeții care s-au donat. Mulțumim cum știem în câte vreo și nu-i fac problemă. Mulțumește-l, doamna Aliona! Da, uite, gata, eu am luat. Vă mulțumesc dumneavoastră, v-ați prezentat. Vă mulțumesc și la băieților că strică undeva. Și dumneavoastră, mulțumim frumos. Deci dacă și cu altă ocazie ne mai adresăm. Cu mare drag, cu mare drag. Bine, mulțumim frumos. Să vă la mulță! Mai tare! La mulță! Și o dată! La mulță! Să aveți doar bucurii, să trăiți în armonie. Dumnezeu să vă iubească și de toate relele să vă curtească. Un sicil la mulți ani și o seară frumoasă, o seară plăcută în continuare. Fiți fericiți și la mulți ani!